Procuratura Generală a expediat cereri de extradare a fostului lider al democraților Vladimir Plahotniuc, nu doar în Turcia, ci și în Cipru și Arabia Saudită. Anunțul a fost făcut de către procurorul general Alexandru Stoianoglu, care spune că deocamdată autoritățile acestor țări nu au venit cu un răspuns în acest sens. Până acum noi nu am primit niciun răspuns din autoritățile turce, dar pot vă spun prima dată astăzi că în afară de Turcia, Procuratura Generală a expediat cereri de extradare posibilă domnul Plahotniuc și din Republica Kipr și din Arabia Saudită. Până acum avem numai răspunsul din Arabia Saudită că domnul Plahotniuc nu a traversat hotarele Arabia Saudită. Suntem în așteptare. Amintim că Procuratura Generală a cerut autorităților din Turcia extradarea lui Vladimir Plahotniuc. Solicitarea organului de urmărire penală survine după ce procurorii au recepționat pe 29 septembrie o notificare oficială potrivit căreia fostul lider al PD a intrat pe teritoriul Turciei pe 10 septembrie. Avocatul lui Vladimir Plahotniuc, Lucian Rogac, a declarat că clientul său cunoaște despre cererea de a fi extradat și a evitat să spună dacă ex-deputatul se află pe teritoriul Turciei sau nu. În schimb, a menționat că fostul lider al PD este relaxat.